Bună seara, vă spun tuturor și mă bucur să ne revedem împreună acum când mai avem puțin până la sărbătorile pascale și când mai suntem încă în post și când avem grijă de noi și când suntem în perioada în care trebuie să aducem în alimentația noastră tot ce este cel mai bun. De aceea, împreună cu echipa de marketing, ne-am gândit să abordăm ca și subiect polenul. Polenul care este unul dintre cele mai bune alimente pe care putem să le consumăm și dacă știați sau dacă nu, aflăm împreună în seara aceasta, polenul este considerat cel mai complet aliment al naturii. Și haideți să vedem în ce sens găsim argumente ca să motivăm și să înțelegem de ce polenul este atât de bine să îl consumăm, mai ales în perioade de genul acesta, de primăvară, perioade în care, știu și eu, ne lipsesc proteinele animale din alimentație. Mai întâi, hai să facem așa o scurtă recapitulare și să ne amintim care sunt importantele produse apicole pe care le avem în portofoliul nostru. Și practic avem mai puțin ceara, în rest avem la dispoziție, prin Forever Living Products, toate produsele apicole, și propolis, și polen, și lăptișor de matcă, și o miere absolut extraordinară. Și să fim recunoscători albinelor pentru acest lucru. Albinele au apărut pe pământ cu mult, mult, mult înaintea oamenilor, în urmă cu 25-50 de milioane de ani, și din acel moment trăiesc în perfectă armonie și interdependență cu plantele. Albinele sunt cele care practic ajută evoluția pe pământ, este unul din elementele importante ale lanțului trofic și fără ele lumea chiar nu s-ar putea să existe. Și hai să vedem acum. Polenul, lăptișorul de matcă, mierea, ceara și propolisul, spuneam că sunt principalele produse pe care omul le exploatează folosind, ca să zic așa, munca albinelor. Și avem și noi, cum ziceam, propolis, polen și lăptișor de matcă, dar nu orice fel de produse apicole, ci unele 100% naturale, neafectate de pesticide sau de poluanți, cu o valoare nutritivă ridicată. Și acum să trecem puțin așa până când ajungem la preferatul nostru, la polen, la preferatul nostru din această seară. Și să învățăm un pic așa despre fiecare dintre elemente. Pentru miere, pentru a produce un kilogram de miere, o albină aduce în sub 4 litri de nectar, apoi acest nectar este supus unor alte procedee, practic fac un fel de aerare. Deci au un anumit mod, este descris aici, puteți să citiți în timp ce vă explic eu. Sunt așezate într-un anumit mod, orientate către ordiniși, curenți, provoacă anumiți curenți, evaporă o anumită cantitate de apă din nectar, apoi acesta este transportat din gușă în gușă și mutat și în final este pus în faguri. Și la fiecare mutare albinele adaugă enzime pe care le secretă, astfel încât oferă acele proprietăți absolut minunate pe care le are mierea. Când apa ajunge la o concentrație de circa 17-18%, atunci albinele ceriere, care sunt cele mai tineri dintre ele și care n-au părăsit stupul deloc, vin și căpăcesc. Lucruri extrem de interesante care și eu când le-am găsit le împărtășesc cu voi pentru că mi s-au părut deosebite. Forever Bee Honey este, cum spuneam, o miere deosebită din punct de vedere nutritiv. Este cu certificări bio, este cu un aport de carbohidrați naturali și în special zaharuri care sunt foarte bine tolerate de către organismul nostru,
cu indice glicemic mediu și în rest avem proteine, avem grăsimi benefice, avem fibre hidrosolubile și aici așa orientativ, o linguriță de miere are aproximativ 13 grame, iar 100 de grame de miere sunt constituite cam din 8 lingurițe. Cantitatea de elemente nutritive și calitatea este deosebită. Avem vitamine, în special vitamina C, A, D, K, complexul B, enzime, amilaza, lipaza, catalazele, proteine, aminoacizi, acizi organici, toate intră în componența B-honey, care este un element nutritiv foarte bogat. Conține numai, deci de ce să consumăm B-honey? Pentru că conține numai ingrediente naturale, este o miere polifloră și mierea polifloră este cea mai bogată și este din floare sălbatică montană de înaltă altitudine. Este un îndulcitor natural foarte bun, care aduce cam 70 de kilocalorii pe lingurită, ușor asimilabilă și recunoscută de organism, bogată în minerale și o sursă fantastică de energie. Avem întrebuințări inedite ale acesteia, găsiți seminarul pe care l-am ținut special despre miere. Acum doar trec așa puțin în fugă, deci mierea poate să fie folosită dincolo de doar așa să o mănânci ca atare sau să o pui în ceai. Poate fi folosită în gastronomie, poate fi folosită în cosmetică pentru ten, poate fi folosită în proceduri cosmetice pentru întreținerea corpului, picioarelor, poate fi folosită în proceduri cosmetice pentru păr. Găsiți seminarul pe YouTube pe care l-am ținut special dedicat mierii și veți găsi acolo toate acestea. Despre propolis, acesta este un amestec de rășini, de substanțe de consistența rășinilor culese de cel puțin 20 de specii de arbori. Propolisul constituie o adevărată barieră de protecție pe care albinele o construiesc. Și numele ca atare propolis vine din greacă și înseamnă partea dinaintea cetății. Acesta este un excelent element natural antiinfecțios care acționează progresiv inhibând dezvoltarea germenilor, fie că sunt ei paraziți, că sunt ei virusuri, că sunt ei bacterii, având rol bun în cicatrizarea țesuturilor lezate, favorizând eliminarea secrețiilor în exces, în special din căile respiratorii, și având și un rol foarte important antioxidant. Studiile moderne privitoare la acestea arată că acționează propolisul, la modul general acționează împotriva 21 de bacterii, a 9 specii de ciuperci parazite, a 30 de tipuri de virusuri de bază, incluzând și varietățile acestora. Acestea sunt distruse de către propolis, care, cum spuneam, este cel mai puternic element natural antiinfecțios cunoscut. Să vedem ce știe să facă bipropolis. Toleranța la aici, cum să consumăm propolisul? Toleranța la propolis este ridicată, 1 gram per kilogram greutate corporală zilnică. Propolisul brut, și o să discutăm asta la aspectele legate de preț, cam 30 grame pe zi poate fi înghițit după ce acesta a fost mestecat sau sucționat. Se pot consuma până la 1-2 grame de propolis în fiecare zi, amestecat cu miere de albine sau pur și simplu luat ca atare. Forever Bee Propolis conține 500 de miligrame per tabletă, dar aici vorbim de o formulă extrem de concentrată din care sunt eliminate impuritățile și vom vedea cum este obținut. Atenție, se începe consumul bipropolis cu un sfert de tabletă sau poate chiar cu optime de tabletă, practic o bucățică, da, un sfert este bine, iar apoi se va mări treptat cantitatea până se poate ajunge la două, trei tablete pe zi. De ce este bine să consumăm Forever Bee Propolis? Pentru că acesta
este colectat din regiuni intens deșertice, care favorizează foarte bine creșterea produselor apicole de calitate. Pentru a menține puritatea, se folosesc colectoare speciale brevetate, deci nu se folosesc oricum orice vase de inox. Este un produs 100% natural, nu conține conservanți artificiali. Este o formă excelentă de hrană, având în plus față de propolis, el ca atare fiind o sursă de vitamine, minerale, enzime, aminoacizi și o serie de microelemente, cum ar fi lăptișorul de matcă, mierea și proteine din soia. În final, bipropolis are un efect antiseptic, energizant, susținător al imunității, nutritiv și poate fi consumat cu foarte mare beneficii, cu foarte mari beneficii pentru corpul nostru. Lăptișorul de matcă, acesta reprezintă o secreție lactescentă a glandelor faringiene ale albinelor, care amestecate cu enzime devin superalimentul destinat hrănirii reginelor, care acestea singure produc aproximativ 3000 de ouă pe zi timp de 6 ani. De exemplu, albinele lucrătoare nu trăiesc mai mult de 4-6 săptămâni, în schimb o matcă trăiește aproximativ 6 ani. Lăptișorul de matcă, la modul general, este extrem de bogat în vitamine, vitaminele A, C, D, E, vitamina B. De exemplu, vitamina A și vitamina E sunt extrem de importante pentru echilibrul hormonal și de aceea lăptișorul de matcă este un element important în această privință. Mai conține vitamina B5, care este una dintre cele mai importante substanțe din organism, fiind esențială în sinteza și în metabolism, în sintetizarea și metabolismul proteinelor, lipidelor, carbohidraților și anumitor hormoni. Ca să înțelegem că mierea, că lăptișorul de matcă, așa el ca atare, nu conține hormon, dar datorită elementelor sale nutritive, vine să aducă elementele specifice reconstruirii organismului, hormonilor din organism. Mai conține și mari cantități de minerale, precum calciu, cupru, fier, fosfor. Lăptișorul de matcă este bogat în carbohidrați, grăsimi, vitamine, acizi organici, proteine, factori de creștere și are cea mai mare cantitate de vitamine pe unitate de volum, iarăși un element foarte important în prezent în lăptișorul de matcă este cobaltul, care participă activ la sinteza proteinelor din corpul nostru. Ce face lăptișorul de matcă? Păi, de bază, îmbunătățește sistemul imunitar, funcționarea acestuia, combate stresul, are proprietăți anti-îmbătrânire și realizează un foarte bun echilibru hormonal. Cum se consumă? Păi, la adulți cam 1-2 grame pe zi, iar pentru copii aproximativ 0,5 grame pe zi, iar la copii nu dăm decât undeva așa, începem să dăm cam pe la vârsta școlară. Cam până atunci nu prea se justifică existența, avem polenul la dispoziție. Royal Jelly conține 250 de miligrame per tabletă, se începe cu un sfert de tabletă pe zi, iar apoi se va mări treptat cantitatea până se ajunge la cantitatea optimă. Se ajunge la cantitatea optimă pe care o putem folosi. Să vedem mai departe, acum. Deci Royal Jelly are efect nutritiv. De ce Royal Jelly are efect nutritiv, energizant, antistres, reglator al metabolismului și al echilibrului hormonal și ca atur este colectat din regiuni nepoluate, la fel ca și celelalte, mierea și propolisul, cu condiții speciale de creștere de apicultură. Este colectat imediat după recoltarea din stup, după colectarea acestuia din stup. Este răcit rapid până la congelare pentru a se elimina surplusul de apă. Deci este o formulă extrem de concentrată, dar fără a afecta vitaminele, mineralele, enzimele și coenzimele pe care le avem în compoziția asta. Polenul. Și vedeta serii noastre, acum despre el vorbim. O linguriță de polen
pentru a fi produsă, o albină muncește 8 ore pe zi timp de o lună, în condițiile în care ați văzut că o albină trăiește câteva zile. Fiecare pelet de polen conține peste 2 milioane de granule de polen de floare, iar o linguriță conține 2,5 milioane de granule de polen de floare. Dar atenție! Polenul este o substanță ce se găsește în florile care au înflorit sau îmbobocit sau pe care să se deschidă. Ele sunt adunate pe piciorușele albinelor, dar acestea îl transportă din floare în floare pe măsură ce caută nectar. În final, albinele secretă apoi nectar. Enzime speciale realizează un amestec, ceea ce devine în final polenul de albine. Deci este total diferit față de polenul din floare. Polenul conține o cantitate foarte mare, foarte crescută de vitamine, minerale, aminoacizi, enzime, coenzime și chiar hormoni. Dintr-o 100 de grame de polen se obțin atâția aminoacizi esențiali cât dintr-o jumătate de kilogram de vită sau din 7 ouă. Cu 30 de grame de polen se poate asigura tot necesarul zilnic de aminoacizi. Conține de 2 ori mai multe proteine decât carnea de vită și reușește să aibă un conținut de grăsimi extrem de scăzut. Poate fi considerat ca o sursă excelente de proteine pentru vegetarieni, fiind foarte bogat în aminoacizi esențiali, care, din punct de vedere al analizei nutrienților, fac din polen, cum spuneam la începutul serii acesteia, cel mai complet nutrient natural. 30 de grame de polen aduc aproximativ 28 de kilocalorii, deci avem elemente nutritive și kilocalorii puține. Din aceste 30 de grame, 7 sunt carbohidrați, 15% lecitină, 25% proteine de foarte bună calitate. Și atenție! Alergice sunt granulele de polen purtate de vânt și nu cele aduse în stup de către albine, care spuneam că acestea sunt îmbogățite și procesate de către albine. Ce beneficii avem dacă vom consuma polenul? Și acum, țineți-vă bine. Începem. Afrodisiac. Polenul este, de fapt, celula sexuală vegetală, conține mulți hormoni, vitamine, care stimulează funcția sexuală. De ajutor în alergii, administrat începând cu cantități mici ca aliment, peste miere sau amestecat cu aceasta, poate desensibiliza repede aceste alergii, constituind practic un antialergic. De aceea, de multe ori, noi dăm polenul în astfel de situații, dar la fel se începe consumul treptat. Pentru cei cu apetit scăzut, polenul conține multe vitamine, elemente nutritive și nu că le crește pofta de mâncare neapărat, ci le asigură aportul de elemente nutritive de care ar avea nevoie. Antisclerotic natural, datorită compoziției sale complexe, reduce nivelul presiunii arteriale și prin îmbunătățirea circulației sângelui, prin îmbunătățirea funcției hepatice, ajută indirect la regenerarea celulelor endoteliului arterial. Efect antibacterian, da, și polenul are efect antibacterian, de fapt antiinfecțios, pentru că florile care aduc polenul, din care polenul a provenit, nu sunt interesate să găzduiască și să hrănească bacteriile și de aceea, în polenul de bază, care apoi este procesat de albine, există substanțe antibacteriene cu rol antioxidant, cum sunt bioflavonoizii și beta-carotenul. Ajută imunitatea datorită conținutului de carotenoizi, crește nivelul de alfa și beta-globuline din serul de sânge, care sunt elemente importante în imunitate. Ce mai știe să facă? Susține sănătatea denturii, tot din considerentul că cariile dentare sunt produse de sub influența unei bacterii, care aceasta nu se mai poate multiplica în prezența componentelor antimicrobiene ale polenului. Susține sănătatea sistemului nervos pentru că
acei aminoacizi conținut de polen contribuie la constituirea sistemului nervos, își creează antidepresive naturale, cum sunt endorfinele. Reduce inflamația conținând multe substanțe, cum ar fi, am mai enumerat, bioflavonoizi și beta-carotenul, antioxidant datorită conținutului de flavonoizi și carotenoizi, antiparazitar natural alături de propolis, la fel, pentru că plantele din care a fost extras polenul au practic modul lor de a se apăra. Este de ajutor în febră pentru că un sistem imunitar puternic poate îndepărta mai multe cauze ale febrei, cum ar fi bacteriile, virusurile, paraziții și substanțele asociate ale acestora care ar putea declanșa fenomene de tip febră în corpul nostru. Hepatoprotector datorită acestor elemente nutritive pe care le conține, dar și anumite elemente care determină ficatul să se autocureze, deci să fie practic un fel de foarte bun detoxifiant. Este un biosusținător pentru că polenul proaspăt generează o forță vitală puternică, alcătuit practic din polenul este alcătuit din miliarde de celule vii, de particule luate din plante. Și aici am găsit exemplu. Gândiți-vă că polenul stejarului și al lămâiului care permit acestor copaci să trăiască peste 1000 de ani. Are rol important dietetic, fiind un element foarte bogat și o sursă echilibrată nutritivă, cum spuneam și mai devreme. Este de ajutor și în retenția de apă. Atenție, doamnelor, că noi în special suferim de acest lucru. Scade nivelul proteinelor nebenefice din corpul nostru, care acestea sunt cele care rețin apa și, practic, aceasta este eliberată în curentul sanguin. Diminuează riscul de sângerări. Polenul hrănește ficatul care produce toți factorii antihemoragici necesari. Reduce nivelul tensiunii arteriale prin îmbunătățirea fluxului sângelui, scade nivelul grăsimilor rele din corp, reface interiorul pereților arterial, capilar, venoși, hrănește musculatura arterială, hrănește mușchii și nervii cardiaci. Reglează nivelul lipidelor din sânge. Cum realizează acest lucru? Nivelul colesterolului este realizat datorită conținutului de fitosterol, adică acele ingrediente care stimulează moleculele de lipide. Acizii grași liberi prezenți în inimă, mușchi, ca surse de energie metabolică. Trigliceridele sunt ținute sub control pentru că acestea toate au la bază lipoproteinele și proteinele pe care polenul le aduce fac ca aceste lipide să fie sintetizate în cantitățile benefice organismului nostru, deci o mulțime de beneficii. Diminuează stresul pentru că conține acele elemente nutritive bunei funcționări a sistemului nervos, reduce riscul de boli genetice. De ce? Pentru că polenul conține în interior proteine necesare construirii ADN-ului și cromozomilor. Este un bun diuretic deoarece are conținut în carbohidrați care să crească nivelul apei biologice din corp, are efect energetic pentru că conține acele elemente și acele zaharuri benefice energiei organismului nostru, care poate fi ușor folosită ca material energetic, conferă o stare de bine prin endorfine, cum spuneam, un aliment de bună calitate dată de compoziția sa extraordinară. Îmbunătățește producerea hemoglobinei și a hematilor, pentru că conține acele substanțe necesare pentru regenerarea celulară, îmbunătățește funcționarea intestinelor noastre, pentru că contribuie la o bună hrăniere a florei microbiene benefice, îmbunătățește nutriția și funcțiile tuturor mușchilor, inclusiv cei neteți,
de la nivelul organelor interne, îmbunătățește funcțiile stomacului, contribuind la constituirea de secreții și de suc gastric sănătos, îmbunătățește funcția tiroidei pentru că realizează un echilibru deosebit în ceea ce privește producerea de energie, iar polenul conține toți acei aminoacizi necesari reconstruirii corecte a hormonilor tiroidieni. Îmbunătățește la bărbat funcția prostatei, îmbunătățește capacitatea sexuală masculină în special, îmbunătățește funcția vederii pentru că în mod direct hrănește celulele, elementele nutritive din polen hrănesc celulele oculare și indirect pentru faptul că susținând funcția hepatică îmbunătățește nutriția la întregului organism. Îmbunătățește structura pielii prin conținut ridicat de vitamine și prin stimularea producerii de colagen și elastină. Îmbunătățește depozitarea vitaminei C în glanda suprarenală, timus, intestin subțire, gros, ficat, care s-a dovedit experimental că acestea sunt extrem de importante pentru sănătatea noastră. Deci acestea să fie să utilizeze benefic vitamina C atunci când este nevoie. Într-o singură frază, adunând tot ce am spus aici despre acest minunat dar oferit de albine, polenul este un tonic general, crește apetitul, susține funcția digestivă, susține curgerea sângelui sănătoasă. Eu am încercat să vă explic așa cu cuvinte simple. Ajută la buna funcționare a inimii și a sistemului nervos, a capacităților sexuale și a echilibrului hormonal. Acum să vedem ce fel de polen să consumăm. Păi este bine să se consume polen proaspăt colectat. Dacă suferim de anumite lucruri și dorim nu doar așa o simplă hrănire cu polen și ne dorim anumite aspecte, să țintim polenul din anumite din anumite plante, să fie din zone nepoluate și cel mai complet dintre ele este polenul din surse botanice diferite. De ce? Pentru că aduce din toate elementele nutritive ale plantelor respective și care să ne ajute să ne hrănim implicit și pe noi. Cum se consumă polenul? Păi între 2 și 5 grame pe zi la copii sub un an, între 5 și 10 grame pe zi la copii de 1-10 ani, la 10-30 grame pe zi pentru vârsta de 10 ani și, de exemplu, pentru supra-solicitări intelectuale sau fizice, se poate ajunge până la 50-60 grame pe zi. Se poate folosi ca adjuvant în curele de slăbire și o linguriță conține circa 5 grame de polen brut. Bun, polenul brut este altceva decât Forever Bee Polen. Forever Bee Polen este un polen concentrat, o sursă pură de polen, pur și simplu este esența polenului, ca să zic. De aceea se începe treptat consumul cu un sfert de tabletă pe zi și apoi se crește cantitatea până se poate ajunge la până la 3 tablete pe zi. Forever Bee Polen îndeplinește cerințele unui polen ideal, pentru că este extras din zone deșertice, este colectat în recipiente speciale care asigură prospețimea și păstrează nealterate calitățile nutritive. Este un produs 100% natural și nu conține conservanți sau coloranți, ceea ce îl face să fie un supliment alimentar esențial bogat în vitamine, minerale, enzime, coenzime. Este produs prin liofilizare. Are la bază materie primă nepoluată. Cum ați văzut, este benefic pentru întregul organism, dar și pentru partea de frumusețe și de aceea bipolenul este extrem de complex.
Deci conține toate acele elemente nutritive de care organismul are nevoie, inclusiv cei 22 de aminoacizi, inclusiv 8 aminoacizi esențiali, lecitina, care există în mod natural în fiecare celulă, ca în membrana celulară, este prezentă și de aceea polenul favorizează regenerarea celulară. Și acum câteva tips and tricks-uri, unde mai putem să folosim bipolenul decât mâncat, ronțăit, sucționat și apoi înghițit pentru interiorul nostru și pentru buna funcționare a organismului. Păi să ne aducem aminte că putem să-l folosim așa conform principiului. Hai să vedem ce avem prin bucătărie. Deci putem să-l folosim într-o mască benefică pentru păr sau pentru ten, utilizând ingredientele noastre, de exemplu pentru păr. De obicei recomand aloe MSM gel, care el, deși este înregistrat ca și produs pentru sănătatea articulațiilor, datorită conținutului său de sulf, este un element foarte bun pentru susținerea regenerării keratinei și pentru susținerea sănătății scalpului. Și atunci putem să folosim ca bază pentru masca noastră MSM gelul. Putem să adăugăm first, putem să folosim aloe jelly, putem să folosim alpha factor. Pentru coenzima Q10 putem să punem CardioHealth, care are o mulțime de alte elemente nutritive acolo. Putem să spargem o capsulă de Forever Active HA sau una de garlic și putem să pisăm una, două tablete de bipolen și să facem o mască fantastică pentru părul nostru. Și chiar sunt colegi ai noștri din Forever care mi-au spus că au avut rezultate foarte bune utilizând această mască pentru bogăția podoabei capilare. Putem să asociem și uleiurile esențiale. Găsiți pe YouTube seminarul special ținut despre uleiurile esențiale și găsiți acolo fiecare dintre ele, de ce este benefic și în ce scop este benefic să le folosim pentru bogăția tenului, pentru sănătatea și frumusețea tenului sau pentru bogăția podoabei capilare. Și acum un pic de marketing. Hai să vedem așa, și știți că eu întotdeauna caut să fac aceste comparări de prețuri cu cele mai ieftine produse apicole sau produse similare, să zic așa, cel apropiate măcar ca și calități de produsele noastre. Și am luat aici prețurile de client preferențiat, de preferent customer, și avem așa, bipolen 500 de miligrame per tabletă, având la dispoziție 100 de tablete. Și am zis așa, la 3 tablete pe zi, cu 76,78 lei, adică 0,76 lei per unitate, înseamnă, ca și consum, 2,28 lei pe zi. Dacă se folosesc 100 de grame de pulbere, unde recomandările producătorului erau de 20-30 de grame pe zi și ambalajul cu 100 de grame de pulbere era 15 lei. Când vedeți prețul de 7-6 de lei față de 15 lei, zice, ia uite, aici e mai ieftin. Păi, hai să vedem. Dacă avem 15 lei pe 100 de grame, asta înseamnă 0,15 lei per unitate. Dar ca să consum 20-30 de grame, de fapt te costă mai scump. 3-4,5 lei, ceea ce este cu mult mai scump și poate, nu poate, cu certitudine, calitatea nu are cum să fie atât de bună ca cea a produsului nostru. Forever Bee Propolis, hai și pe el să-l discutăm. Păi, 60 de tablete la 500 de miligrame, avem două tablete pe zi, practic se obțin 1000 de miligrame. Prețul pe care îl avem este de 160,46, adică 2,67 de lei pe unitate. Înmulțit cu două tablete, înmulțit cu 2, 5,34 lei pe zi. E, acum e acum. 5 comprimate de polen, de propolis, pardon, pe zi, atâta specifica producătorul, înseamnă de fapt 300 de miligrame. Deci nici măcar cât o tabletă de propolis a noastră. Și practic ca să ajungem la
cantitatea pe care noi, deci la 2,5 la pe care ar trebui să o luăm din propolisul pe care noi îl avem, ar fi cam undeva 8,33 lei. La Royal Jelly, la fel. Avem 60 de tablete, câte 250 de miligrame fiecare, cu două tablete pe zi. 166,02 față de 36,4, veți spune, oh, ce scump e! Ok. Per unitate sunt 2,76 lei, iar pe zi 5,52 lei. Lăprișorul de macă pe care eu l-am găsit, dintre cele mai ieftine, costa 30 de capsule de 50 de miligrame, unde producătorul recomanda de 3 ori pe zi câte 2 capsule, la prețul de ambalaj de 36,4 lei, înseamnă 1,21 lei per unitate, dar înmulțit cu 6, înseamnă 7,26 lei per zi. Deci eu sper că am reușit prin această demonstrație să înțelegem că produsele noastre sunt scumpe aparent și că în momentul în care oamenii vă spun, vai, produsul tău este scump, să fiți curajoși și să faceți simple calcule, să demonstrați omului că un produs de calitate, nu numai că poate fi luat la un preț accesibil per unitate de tablete luate pe zi și față de calitatea pe care o avem. Acestea fiind spuse, să fim încă o dată recunoscători albinuțelor care acum s-au trezit și sunt muncitoare și deja au început să culeagă pentru noi și să ne ofere aceste lucruri magnifice. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și sper că v-am convins în seara aceasta că polenul și mai ales Bee, Forever Bee polenul este cel mai complet aliment pe care natura putea să ni-l ofere. Repet, în fiecare zi mă găsiți pe infoproduse@aromforeverliving.ro, unde, așa cum am pus și pe parcursul webinarului mesajul către dumneavoastră, vă rog ca întrebările să fie adresate corect, complet, altfel n-am cum să răspund la ele și pe urmă vă supărați pe mine. Apoi mă găsiți pe YouTube-ul oficial al companiei Forever Living Products România HQ, deci în YouTube, unde găsiți acolo seminariile înregistrate de-a lungul timpului și, bineînțeles, în fiecare seară de luni ne vedem pe webinar Zoom. Cam acestea fiind spuse, o să trecem la secțiunea de întrebări și nu uitați, catolicii mai au încă puțin din post, da, săptămâna viitoare este Paștele lor și le urăm Paște fericit, iar noi ortodoxii mai avem încă puțin, mai mult decât ei și de aceea putem să folosim cu mare succes și cu foarte multe beneficii pentru organismul nostru bipolenul.